Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 17 februarie, ești fermecătoare, ambițioasă, inteligentă și de succes. Ești un lider natural, dotat cu excelente abilități manageriale și înaltă încredere în sine. Lucrezi agresiv în drumul tău și în mod constant stabilindu-ți obiective pentru succese tot mai serioase. Lucrezi mult? arăți persistență și faci perfect față la toate încercările care se încadrează în drumul tău. Încăpățânată și recalcitrantă, dacă vrei ceva, nu te vei opri de la nimic pe drumul tău spre atingerea scopului tău. Persoană neobișnuită de sensibilă, încă dintr-un stadiu incipient al vieții tale creezi un climat uimitor de pericol accentuat în jurul tău și ești gata să lupți cu întreaga lume. Conținutul tău intern este pe deplin compatibil cu manifestarea externă a calităților de luptă, probabil că ai început să te afirmi de la primii pași, dar ca întotdeauna în viață, unele câștigă victorii, altele suferă înfrângeri, cu toate acestea, nu vei da niciodată înapoi, după ce ai obținut un anumit succes, te vei bate din nou în luptă și vei lupta împotriva întregii lumi. În ciuda faptului că într-o zi această luptă s-ar putea întoarce împotriva ta, de aceea intri atât de des în situații extrem de neplăcute, din care este dificil să găsești o cale decentă de ieșire. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, loialitate, generozitate, reverie, idealism, imparțialitate planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul. Planeta este favorabilă pentru cele care lucrează în toate formele de media, precum și astrologilor. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru incapacitatea de a prioritiza, precum și lipsa unui nucleu intern. Ești de departe foarte inteligentă, carismatică, muncitoare, cu succes. Poți fi manager și om de afaceri excelent, suficient de sigură și suficient de puternică pentru a ține în mână toate pârghile conducerii ferme. Ești determinată doar pentru succes și te ridici cu încredere pe scara carierei. Ești predispus a deveni orcaholică, acorzi multă timp muncii tale, ești încăpățânată, te confrunți cu oricine, cu capul ridicat și cu curaj reziști loviturilor soartei tu atingi întotdeauna ceea ce dorești, fără să te abați de la cala spre obiectivul dorit. Este destul de greu să fii cucerită și să te facă cineva să te supui. Temerile de critică sau percepția negativă, lasă să se înțeleagă că ai un tip de hipersensibilitate, care este puțin probabil să te ajute să supraviețuiești, ci mai degrabă invers. Bineînțeles, Poți fi dintre cele care nu vor acorda atenție privirilor de la alții. Simțindu-te bine, nu te vei opri la nimic, apărând adevărul chiar și cu forța fizică brută. Din păcate, ești influențat în egală măsură de bine și rău. Dacă, într-un moment critic, nu există nimeni lângă tine care să sugereze ce ar trebui să fie preferat, poți face alegerea greșită și atunci tu înseți-ți vei turna ce pe cap. Ești incredibil de deschisă să iubești și predispusă la prietenii puternice, dar din cauza sincerității și a exprimării directe, ești deseori lăsată în pace. Tu nu vrei să dedici prea multă timp autoeducației, de aceea ignori adesea ceea ce poate fi fundamental în contactul uman și ca urmare ești înșelată sau abandonată. Tu poți permite impulsurilor și sensibilității tale interioare să se dezvolte în direcția corectă și să le utilizezi nu numai în viața personală, ci și în munca ta. Astfel, iubirea ta se transformă într-o energie pozitivă, care ajută la depășirea dificultăților vieții, dorești să faci totul pentru familie, prieteni și, poate chiar pentru străini, dacă au nevoie de ajutorul tău, ești foarte realistă și. De obicei, reușești să percepi ordinea socială existentă în care te afli. Deși ești adesea provocată să reacționezi, ești în una agresivă și rară ori suferi de stare de spirit depresivă sau furie. Ești cinstită, liniștită, puternică din punct de vedere fizic, ceea ce îți permite să te gândești când alții se agită. Crescutărie că este necesar să pui inimă în fiecare acțiune. Pentru tine valorile umane sunt cu adevărat importante, ești capabilă să înscrii goluri de la orice distanță. Dacă ești privit în mod obiectiv, nu ești atât de greu de abordat în comunicare. Ești însă foarte sensibilă la problemele oamenilor din jurul tău. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, o astfel de doamnă este prietenoasă, inteligentă, liberală ești atât de suspicioasă încât numai o singură privire în direcția ta, sau doar o remarcă, este suficientă pentru a ți otrăvi restul zilei. Tu simți sau ești conștientă de corectitudinea ta, poți să aperi adevărul. Cum afectează data de 17 februarie soarta ta? Ești întotdeauna gata să lupți și să ai destul curaj să te confrunți cu întreaga lume. Întotdeauna există un sentiment de pericol în jurul tău. Armonia completă a energiei interne și a manifestării tale externe domnește în sufletul tău. Tu cunoști nu numai victoriile, ci și înfrângerile, dar eșecurile nu ți opresc niciodată progresul spre obiectivul propus. Completarea cu succes a unui caz este înlocuită cu începutul următorului proiect. Inacțiunea pentru tine este insuportabilă, dar asertivitatea excesivă îți poate aduce probleme într-o situație dificilă, nu vei fi întotdeauna în măsură să găsești o soluție acceptabilă, fără a-ți pierde reputația. Condamnarea sau ostilitatea evidentă o influență puternică asupra sufletului tău sensibil. Supremația ta față de opiniile oamenilor te împiedică să avansezi, obligându-te să te gândești la fiecare pas pe care îl faci. Tu nu vei reuși să realizezi mai mult, uitându-te tot timpul la opiniile altora, Deși ai suficientă hotărâre să ignori burfa și să condamni remarcile societății, dacă ești sigură că ai dreptate, nimic nu te va opri pe drumul spre obiectiv, chiar dacă trebuie să folosești forța fizică brută. În același timp, tu nu ai o distinție clară între bine și rău, percepi lumea din jurul tău într-o varietate de nuanțe. În consecință, tu poți merge pe un drum greșit, despre care vei regreta mai târziu și te vei întreba cum aceste lucruri nu a fost observate de către tine. Cu vârsta, caracterul tău nu devine mai moale. Trăiești în așteptarea lumii guvernate de iubirea pură, dar greutatea ta excesivă împiedică menținerea relațiilor pe termen lung. În cazul în care ai pierdut ocazia de a te realiza în viața personală, îți direcționezi energia neexploatată la îndeplinirea sarcinilor tale de serviciu. Aceste lucruri te ajută să te deplasezi pe scara carierei, îndreptându-ți puterea pentru a depăși dificultățile vieții, ești destul de rece și într-o situație critică, rămâi calmă și tenace. Din exterior, aceste lucruri poate părea indiferență sau lașitate, dar îți dă posibilitatea să acționezi încet, cu o minte rece tu încerci să pui suflet în lucrarea pe care o faci și să crezi în relațiile cu oamenii ar trebui să te ghidezi prin sentimente și nu prin economie. Pentru idealurile care trăiesc în sufletul tău, rămâi credincioasă pe toată durata vieții tale, deși nu te ajută să comunici cu oamenii din jurul tău. Este prea dificil pentru tine să-ți exprimi deschis emoțiile. În sufletul tău, Ești destul de compasională și empatică cu problemele prietenilor și cunoștințelor. Astfel, forța caracterului tău cucerește într-un mod ciudat și umple cu emoționalitate sporită. Tu nu vei putea să stai liniștită, acceptând cu blândețe loviturile soartei. Fie că ești norocoasă sau nu, vei rezista și vei lupta pentru cele mai bune. Chiar ajungând de la scopul dorit, tu nu te calmezi, te grăbești în bătălia ta veșnică, obișnuită. Această dorință insațiabilă de confruntare și luptă se întâmplă să fie cauza multor probleme și necazuri. Este totuși util să te poți opri. Dragoste și compatibilitate În termeni amabili, ești sociabilă și dorești să fii în companie unor oameni interesanți din diferite grupuri sociale. Ești atrasă de bărbați inteligenți, talentați care sunt capabili să te învețe ceva și să învețe singuri. Cu toate acestea, înainte de perspectiva unei uniuni pe termen lung, eziți. După ce ai decis relații pe termen lung, poți fi nu numai un partener devotat și iubitor, ci și un partener destul de solicitant. O căsnicie bună, care promite înțelegere în familie cu relații de încredere, va avea loc cu gemeni, balanță și săgetător. Cu aceste semne, ai cea mai bună compatibilitate. Există, de asemenea, șanse pentru o alianță favorabilă a căsătoriei, precum și pentru înțelegerea reciprocă în cadrul familiei cu Berbec, Pești și Capricorn. La o vârstă mai târzie, de regulă după 41 de ani, o înțelegere bună cu leu, fii gata să te schimbi radical și, în mod fundamental, Bineînțeles dacă visezi să creezi o familie puternică cu taur, fecioară, rac, scorpion sau același vărsător. Dacă tu crezi că acești se vor ajusta ta pentru tine și în mod unilateral, nu te gândi la ei. O analiză a sinastriei poate să spună mult mai multe, deoarece aici nu analizezi ascendentul tău și nici datoriile karmice, locuri de muncă și carieră. Încă din tinerețea timpurii ai simțit că lumea este periculoasă, dar tu nu renunți, nu cauți o cetate și un port liniștit, ci începi să te lupți cu lumea exterioară, formându-te ca luptător, războinic. Prin natura ta, ești foarte sensibilă la critică sau la atitudinea negativă a celorlalți. Tu înțelegi cum să interferezi cu viața și începi să construiești o armură de fier în jurul tău. Drept urmare tu însă ți ești capabilă să fii brutală și chiar poți folosi forța și violența dacă tu le consideri dreptate. Într-o situație nefavorabilă, poți chiar deveni un adevărat general al răului. Ai nevoie de o persoană extrem de morală și conștiincioasă care, la momentul potrivit, te poate îndruma ușor pe calea adevărată și te împiedică să manifeste extremele naturii războinicului din tine. Uneori, Motivația ta internă și vulnerabilitatea internă se transformă în timp într-un dângât în și scepticism, ceea ce te poate face extrem de neplăcută în comunicare și te împiedică să ajungi la vârful dorit. Pentru tine relațiile de prietenie și dragoste sunt foarte importante, dar în acest domeniu ai puțin noroc. Acest lucru se datorează faptului că nu-ți place să lucrezi pe tine însă și pe caracterul tău, nu-ți place să te schimbi. De cele mai multe ori spui în modul cel mai rușinos ceea ce gândești, iar aceste lucruri respinge pe oameni. De asemenea, tu subestimezi psihologia, nu o studiezi niciodată, crezând că ai deja suficiente cunoștințe pentru a construi relații puternice, nu dorești să înveți și să te îmbunătățești. Ca rezultat, se întâmplă să fii pur și simplu folosit în scopuri proprii și abandonată. În alegerea profesiei trebuie să ții contă de toate aceste aspecte, sănătate și boli. Vulnerabilitățile organismului tău sunt oasele, vasele, inima, pielea, gâtul. După cum poți vedea, există multe riscuri, așa că trebuie să fii deosebită de atentă la sănătatea ta. Pot exista probleme cu stomacul și intestinele, așa că este recomandată precauția în ceea ce privește consumul de alimente dieta este pur și simplu necesară și, de asemenea, afectează în mod de direct starea pielii. Este imperativ să îți oferi pauze în muncă, să te relaxezi și să practici sporturi, doar să nu te supra -soliciți. Destinul și norocul La acest capitol trebuie să fiu directă și fără ocolișuri să-ți spun că ai venit pe această lume pentru a-ți îndeplini datoriile karmice. În viața ta există suișuri și coborâșuri? mașinațiunile dușmanilor, dar și sprijinul prietenilor. Dacă nu alegi calea singurătății, nu îți pierde încrederea în tine, vei putea să depășești toate necazurile și problemele și să ieși din cercul evenimentelor adverse, menținând în același timp demnitatea. Principalul lucru este ca tu să crezi în tine însăți, astfel încât forțele și abilitățile tale să fie direcționate într-o direcție pozitivă. Sfaturi pentru tine. Încearcă să-ți exprimi în mod de deschis sentimentele, permite altora să-ți înțeleagă adevăratele intenții. Poți păstra întotdeauna inviolabil un colț al sufletului tău, dar nu te poți închide completă de la cei dragi. Dacă oamenii vor fi disponibili lumii tale interioare, ei vor înțelege mai bine motivele acțiunilor tale. Îți recomand cu toată sinceritatea o analiză karmică. Sunt multe lucruri de spus, dar în niciun caz aici, ce cadouri ți se potrivesc, este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles se va trage, deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul de exemplu sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și epuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag ca lei scoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine, ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.